Salutare, eu sunt Elena și astăzi o să avem un haul penny, un haul alimentar. Inițial m-am dus pentru a cumpăra câteva lucruri de gustări, mai ales pentru școală, să aibă dimineața la pachet, să le pun la școală. Și bineînțeles am ieșit cu două plase și cu 300 de lei în minus. Asta e, n-avem ce să-i facem. Trebuie, data viitoare am zis că o să mă duc cu banii fiși. Să fie învățare de minte. Haideți să începem. Am luat două pâini, 7 semințe, de la Chef Gourmand. E foarte bună. Le place și copiilor, deci cea mai bună pâine pe care am mâncat-o. Singurul lucru ce m-a uimit e, nu știu dacă s-a ieftinit pâinea sau pur și simplu în pâine această pâine mai ieftină. Eu am luat-o cu 9 lei 69 de bani și de regulă e 9,89, pentru că am luat zile trecute din Profi și era 9 lei 89. Doar că era un pic mai ieftin în Carrefour, când am făcut haul-ul anterior, era un picuț mai ieftină, cred că la același preț. Acum nu știu ce să zic, dacă s-a mai ieftinit sau pur și simplu e mai ieftin în penne, pentru că e prima dată de când iau din penne pâine. Pâinea, eu iau de obicei din Profi, am luat două. Și să trecem la prima plasă. Am două la fel de Kaufland. Să începem. Am luat rucola. Cred că era 5,49 lei. Oricum era trecut de 5 lei. Am luat lavete. Par mai calitative față de ce am eu. Sper să fie bune. Vă las prețul pe ecran pentru că nu mai știu cât am dat. Am luat niște napolitane de la Alca cu cremă de vanilie și wafer, cacao și sclipici, dar sunt foarte bune. Mie cel puțin îmi plac. Bineînțeles, mâncare pentru juniorul casei, 10 lei 65 4 pachete. I-am mai luat niște bobițe, pe astea am dat 11 lei 69, 500 de grame. Am luat niște ouă decorative pentru Paște. Erau câteva sortimente, dar asta mi-a plăcut mai mult. Am dat 10 lei, 9 lei 92. Am mai luat iarăși acest burger pentru că e bun, foarte bun la gust, foarte bun la gust, doar că am uitat să iau pâine. Da. Am luat niște iaurt de la Boni, iaurt cu aromă de caise, 1,9 bani, cred că 1,6 bani pe aici, una. Da, am luat cred că două croasante de la Boromir. Am luat șase iaurturi de la Alpro de vanilie. Cred că a fost 3,56 lei de bani fiecare. E din soia. Sau cu soia. Am luat două pungi de arahide decojite coapte cu aromă de piper, foarte bune. Cred că 2,50 lei fie una, că am luat două. 100 de grame, dar sunt extraordinar de bune. Foarte bune. Mai am aici niște biscuiți. Biscuiți crocanți și plați cu sare. Tot 100 de grame. A, nu, 80 de grame. Nu mai știu cât a fost. 1,49 lei de bani. I-am luat lui Ianis mic dejun, un Activia cu cereale. Am mai luat, că nu am mai luat de foarte mult, o ruladă vânătorească. Cred că a fost 6,50 lei pe aici. Bineînțeles, un ketchup, că nu mai era în casă. Ketchup dulce. Pentru că am luat de câteva ori ketchup, dar am luat picant. Și e foarte picant. Am mai luat așa,
de la Fox șuncă Praga extra, 125 de grame. Am luat pulpe de pui inferioare, 600 de grame. Nu mi-aduc aminte prețul. Mai am aici ceafă de porc, crud uscată și afumată, de la Hanul Băieresc. Îmi place cum arată, are o culoare foarte apetisantă. Aici am salam de Sibiu, Casa Gustului, 100 de grame. Am luat niște vopsea de ouă. Aici scrie că e produs în România. Să sperăm că e adevărat. Celălalt pachet de arachide. Am mai luat 2 cutii de ton în suc propriu. Nu mai știu, cred că 3,50 lei a fost fiecare. Nu mi-aduc aminte. Gran mare. Ăsta e bun și nu prea. E foarte mărunțit, dar cum Lidl, nu știu când o să mai merg, pentru că cel din Lidl Nix, cred că se numește, e foarte, foarte bun. Are pachet de 3. Cred că are și individual, dacă nu greșesc. Nu mai știu, dar eu știu că am luat un pachet de 3. 9 lei. Dar foarte bun. Foarte, foarte bun. Nu e mărunțit, are bucăți mai întregi, mai mari și e extraordinar de gustos. Și un ferry. Pentru că aproape l-am terminat pe cel care l-am în casă și, bineînțeles, trebuie să-l repun. Bun, am terminat prima plasă. Mergem la următoarea. Trecem la următoarea plasă. Am luat un pachet de biscuiți digestivi cu cereale, stafide, caise și măr. Am mai luat niște prune. Erau un pic mai ieftine. 12 lei sau 11? Nu mai știu exact. Am luat câteva pentru că erau foarte, foarte, foarte moi și nu durează prea mult. Lui Iane să-i plac verzi, să fie așa acre, mai mult verzi decât coapte. Și am luat doar așa câteva de poftă, că le mănâncă Ilinca, mai mănânc eu, poate mai mănâncă și Iane, că mai e una, ok. Dar probabil de-aia erau și așa mai ieftine. Da, am luat 2 pachetele de nuga. Astea sunt cu coacăze negre. Nu am mâncat nici eu niciodată. Are o culoare așa roz interesantă. Și data trecută când i-am luat, lui Ianis i-a plăcut. Chiar i-a plăcut. Am luat așa, halva cu aromă de vanilie. E foarte bună. Ce mai avem? Am aici bomboane cu aromă de amandine, bomboane cu 15% cremă. Să vedem. Habar nu am. Acum le-am văzut, nu le-am mai văzut până acum. Cred că sunt... Ia să vedem. Au deasupra cacao. Cacao seamănă foarte mult cu bomboanele din copilărie. Dar sunt sigură că nu sunt la fel. Doar că au așa o idee. Bune mai erau bomboanele din copilărie. Da. Bun. Am luat așa. Data trecută am luat de probă acești biscuiți. Și într-adevăr au avut succes. Am luat 2 și 2. Deci ăștia sunt biscuiți cu jeleu de portocală și astea sunt cu căpșuni. Au avut succes, le-au plăcut și am mai luat. Aici am luat Ilincă-i ciocolățele de troll. 5 lei și ceva am dat, oricum n-am dat foarte mult. Am mai luat 2 pachete de biscuiți, de tortule de biscuiți de la Boromir și astea le-au plăcut. Am mai luat așa un cif pentru baie. Îndepărtează rapid murdăria zilnică și depunerea de calcar. Mai schimbăm un pic să vedem și ăsta cum funcționează și mirosul, la fel.
Pentru că mai sunt unele care mirosul nu îl suport și nu... Nu toate îmi sunt pe plac. Am mai luat un pachet de ouă, 30 de ouă. Am dat 25 și 89 de bani. Și am mai luat de la Fabio pizza cu prosciutto. Da, cu prosciutto. Am dat 8 lei, 7 lei, 99 de bani. A fost bună cealaltă. Am luat și data trecută și a fost chiar bună. Și un corn de la Boromir. Niște brânză topită. Sau brânză pentru sandwich. 200 de grame. Ce mai avem? Am luat niște roșii. Astea sunt roșii sherry cocktail, 500 de grame. Nu știu dacă e cocktail. Mă uit eu pe etichetă. Cealaltă nuga. Am mai luat niște spirale cu ciocolată. Astea sunt bune, chiar bune. Wafer rolls. Sunt foarte bune. Celălalt tortuleț. Aici am luat o brânză topită. Asta cred că e cu mărar, da, produs în România, de la Boni. Să vedem cum e. N-am mai luat, e prima dată. Și aici am o nuga normală cu stafide. Cred că am luat două? Da, am luat două. Și ultimul lucru... deci mai am una. Am luat două cu mărar, așa e. Și ultimul lucru... Castraveți. Am văzut că e ieftinit, sunt 4 lei acum. Nu că ar fi foarte ieftin, dar în comparație cu ce am găsit zilele trecute, cred că e bine de preț. Că ultima dată când am fost în Kaufland, dacă nu greșesc, erau 7,50 lei. Deci, în comparație cu 7,50 lei, e un preț bun. Da, și cam asta e. Astea sunt cumpărăturile. Nu mai am nimic. Da, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, ca de obicei, lăsați-mi un like și o să ne vedem cât mai curând într-un nou video. Vă pupați, pa, pa!